Repetă după mine. Adesea auzim cuvântul acesta în serii de evangelizare sau în urma unor predici sau cu ocazia unor lucrări în mijlocul unor oameni care acum iau cunoștință de Evanghelie. Și cel care conduce lucrările acestea, uneori la final, ridică în picioare pe noi veniți sau pe cei care doresc să primească credința în acea împrejurare și spun, repetă după mine. Iubiții mei, acesta nu este un lucru rău în sine, pentru că nu spune omul acesta, nu spune repetă vorbele mele, ci citează din scripturi, pentru al sau spune rugăciunea Tatăl nostru sau ceva de genul acesta. Dar ideea în sine necesită atenție și anume, suntem noi chemați să facem o lucrare prin care oamenii să repete ce suntem noi, să reediteze, să copieze viața noastră, cum facem o copie după un document sau o copie după un tablou? Sunt oamenii chemați la aceasta? Este aceasta lucrarea? Dacă este aceasta lucrarea și dacă, așa cine, dacă o persoană a înțeles în felul acesta, atunci suntem pe drumul degradării. Pentru că fiecare copie va fi inferioară marelui original. Fiecare copie, după copie și după copie, va fi într-o cădere liberă până acolo încât nu se va mai cunoaște originalul. De aceea este o problemă asupra căreia, cu ajutorul lui Dumnezeu, Vom rămâne în momentele acestea legată de lucrarea și de mărturia pe care noi o dăm în lume. Vom învăța împreună care este principiul creșterii în credință. Creșteți în credință. Nu al replicării, replică sau al, al copierii sau al duplicării. Nu, ci este vorba de creștere în credință. Există acest cuvânt foarte. Înțelep spus că traversând un râu, niciodată nu calci în aceeași apă. Bine, dar eu trec pe aici toată ziua, bună ziua, înainte, înapoi. Este o altă apă aceasta. Aceea a trecut. Acum este o altă apă în care calci compoziția chimică și electrolitică și așa mai departe. E diferită de cea pe care prin care ai trecut tu data trecută. Acest lucru este adevărat și cu privire la adevăr. Este adevărat și cu și cu privire la dezvoltarea ființei noastre. Când eram copil, gândeam ca un copil, dar s-au schimbat multe lucruri. Am lăsat în urmă ce era copilăresc și din acel copilăresc s-a dezvoltat omul care este astăzi. În multe domenii sunt deschiși oamenii la ideea de progres și la ideea de îmbunătățire, la ideea de perfecționare și uh, permanent observăm lupta aceasta extraordinară. Chiar ieri ascultam un. Uh, un japonez sud-american jumate-jumate, spunând taina Japoniei, zice, nu, Japonia n-a inventat nici computerul, nici automobilul, n-a inventat nimic, dar Japonia a luat invenția ta și a făcut din ea o capodoperă. A luat computerul, a luat mașina ta, a luat ceea ce tu ai făcut și l-a dus la o înălțime ireproșabilă. Eu am o mașină japoneză, am, am 350.000 de am cât bine, vreo 500 de mii de kilometri și niciodată n-am reparat nimic la ea, e esențial. Datorită faptului că ei au luat mașina și au făcut din ea ceea ce se vede astăzi. În ce privește adevărul, noi suntem între o piatră și un loctare, tare, aș zice, cum spun americanii. Adică suntem strâmtorați într-un fel. Pe de o parte, a rămâne statornici și credincioși adevărului în formă pe care l-am primit. Pe de altă parte, a crește în lumină, a face ca lumina aceasta să crească de la răsărit până la miezul zilei. Și aici este o, o tensiune și o rupere teribilă orice denominațiune începe prin ruperea unor bariere între care a fost prinsă sau a containerului, spargerea tiparelor în care s-a născut ea și se, se naște o nouă denominațiune, Cum a fost mișcarea de reformă a lui Martin Luther? A spart tiparul acesta catolic și s-a născut uh, reforma sub Martin Luther. Acesta este un, un, un progres aproape natural, este inevitabil la un moment dat. În caz că nu se întâmplă că lucrurile, nu merg pe drumul acesta, ele apucă pe drumul morții și al descompunerii. Dar ce s-a întâmplat acum, după ce noi am spart tiparul acesta și s-a născut noua credință reformată? Nu la mult timp, nu departe, oamenii au căzut în aceeași groapă din care ieșiseră. Adică au devenit ei înșiși carapacea aceea grozavă din care nu se poate ieși. Aceasta este ispita. De ce se întâmplă lucrul acesta? Cum s-ar putea evita, cum s-ar putea rezolva această problemă? Menirea și misiunea bisericii și definiția bisericii, este instrumentul lui Dumnezeu care îndreaptă atenția oamenilor către Mântuitorul Hristos Iisus. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Atâta timp cât un lucrător al lui Dumnezeu, sau un părinte în familie, sau un pastor la biserică, un preot, oricine, atâta timp cât omul lui Dumnezeu, Continuă să îndrepte atenția oamenilor către mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, după pilda lui Ioan, atâta, atâta timp cât se întâmplă așa ceva, asistăm la creștere și la progres, la dezvoltare, tot mai mare dezvoltare. Îndată ce oameni, omul lui Dumnezeu încetează să mai îndrepte atenția oamenilor către Dumnezeu și ajunge să o îndrepte către sine, în clipa aceea, el recade în groapa din care a ieșit. Acest lucru este înfiorător. Sunt două curente mari în creștinism. Unul este cesaționismul, adică au încetat darurile la vremea Apostolilor și sau imediat după ei. Și altul este continuitatea, nu? Darurile au continuat. Și aplicația acestor două mari concepte produce sau naște mișcări inimaginabil de diferite. Problema pe care, care se observă este că în orice denominațiune începe prin a nega, prin continuitate, apelează la religia din care se naște, cum ar fi reforma din catolicism, și spune religia acesteia, nu, darurile nu au încetat. Deci nu ești tu forma definitivă a acestor lucru ci uite, iată, adevărul este o progresie de la răsărit până la, până la miezul zilei către aceea ne îndreptăm și sparge tiparul acesta și prin conceptul continuității adevărului și creșterea adevărului se naște această nouă denominație. Când se naște și se așează se întoarce din nou la conceptul cesaționist. Nu mai depășește nimeni limita aceea pe care au depășit-o când au început. Acum așează o limită și amenință membrii bisericii, nu cumva să treceți de limita aceasta. Păi înseamnă că adevărul s-a potignit în piață. Înseamnă că de aici încolo nu mai putem merge nicăieri. Și așa se face că o denominațiune se oprește în gheață și moare în carapacea ei. Ea care a pornit în continuitate, Sfârșește prin cesaționism. S-au au înghețat lucrurile în forma aceasta. Și membrii ei fac referire mereu la ce au zis Începătorii, ce au spus ei, ce au, cum au crezut ei, ce au învățat ei, Începătorii Credinței, fiind însă exemple chiar opus, opuse acestei atitudini, și anume, ei nu s-au uitat la aceia dintre care veneau, ci s-au uitat mai sus, de aceea s-a. Produs nașterea denominațională și a mișcării de reformă, și celelalte. Repetă după mine, este de fapt o ispită, nu ne referim la forma aceasta de comunicare, ci ne referim la principiul. Repetă, -mă, repetă viața mea, repetă credința mea, repetă ce cred eu, cum înțeleg eu, fiu o repetare a ceea ce sunt eu înseamnă de fapt subtil o negare a lui Dumnezeu. Nu mai este el punctul de atracție spre care este îndreptat și merge un om, ci instrumentul prin care Dumnezeu te-a chemat afară din lume, el spune acum uite-te la mine. Te-am chemat din lume să te uiți la Dumnezeu și acum îți spun, uite-te la mine. Omul s-a substituit, biserica s-a substituit lui Dumnezeu și în loc să mai cheme oamenii la el, îi cheamă pe oameni la ea a înghețat cursul vieții acesteia. Vai de voi, spune Mântuitorul, farisei și cărturari fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință, unul ca voi, o copie a voastră, un duplicat al vostru. Asta faceți. Ocoliți pământul, găsiți un, un voluntar, un client, un om care este dispus să primească și atunci îl instruiți în toate detaliile să fie exact ca voi. Faceți un om ca voi, un tovarăș de credință. După ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei. Ce înseamnă aceasta? După ce a ajuns tovarăș până să ajungă tovarăș de credință, uite-te la Dumnezeu, uite-te la Domnul Hristos, uite ce a făcut El pentru noi. După ce a devenit tovarăș de credință, uite-te la Mine acum. Fă ca Mine, devii ca Mine și așa mai departe, unul ca voi. Și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al genei. Adică unul care nu se uită. Fiul genei înseamnă unul care nu se uită la Dumnezeu, ci la om. Aceasta înseamnă demon sau la sine. De două ori mai rău decât sunteți voi. Matei 23, 15. Istoria a păstrat o cuvântare a pastorului Robinson, ținută înaintea grupului de oameni care s-au îmbarcat pe Mayflower, cele două, Speedwell și Mayflower, care au traversat oceanul și au ajuns în America. Începutul istoriei țării binecuvântate în care ne-a plantat Dumnezeu. Și pastorul Robinson, în această cuvântare, atinge tocmai nervul acesta, punctul acesta așa de nevralgic. Să ascultăm cuvintele lui. Oamenii care porneau spre lumea nouă, era clar că duceau cu ei valori, duceau valorile pe care le-au avut. Pe de o parte, lumea era nouă în ce privește pământul și locația, dar pe de altă parte, se deschidea o posibilitate a dezvoltării credinței. Ce să facem acum? Să rămânem în aceeași formă, credincioși formei acesteia, sau să mergem? mai departe, să creștem în credință și în lumină, așa cum însuși Mântuitorul nostru creștea în har și în cunoștință și era tot mai plăcut, tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Vă însărcinez înaintea lui Dumnezeu, se adresează el loc, celor care am să devină locuitorii luminoi. noi. Vă însărcinez înaintea lui Dumnezeu să nu mă urmați pe mine, mai departe decât m-ați văzut pe mine urmând pe Hristos. Acolo să. Acesta este criteriul. Un om este omul lui Dumnezeu, nu după eticheta pe care o are, ci după faptul că urmează sau nu lui Dumnezeu sau Domnului nostru Isus Hristos. Faptul că poartă un nume cineva, aceasta nu înseamnă nimic. Și pastorul, pastorul Robinson vorbește atât de, de adânc, este ca în prezența lui Dumnezeu, este ca de pe patul de moarte, este ca vorbind unor oameni care urmează să o rupă cu viața aceasta. Să nu mă urmați mai mult decât am urmat eu pe Hristos. Dacă Dumnezeu vă va descoperi ceva printr-un alt instrument al său, ceva diferit, Fiți gata să primiți ceea ce va fi descoperit, orice adevăr adus prin slujba aceasta, fiți gata să primiți că eu sunt adânc convins, spune el, că Domnul are mult adevăr de descoperit din cuvântul său. Nu e vorba de... Cesaționismul acesta în care îngheață credința, crezul, repetăm crezul acesta, repetă după mine și generație după generație repetă acest lucru. De aceea s-a produs degradarea aceasta pe care o vedem noi acum, până când nu se mai cunoaște originalul din cauza aceasta. Dar spune pastorul Robinson, dacă Dumnezeu vă va descoperi printr-un alt instrument al pentru că eu sunt profund convins, spune el, că este mult adevăr de descoperit în cuvântul său. În ce mă privește, spune el, nu pot să deplâng condiția bisericilor care se numesc reformate, care în momentul de față, refuză cu orice chip să meargă mai departe din locul în care i-a lăsat instrumentul lui Dumnezeu prin care au fost reformați, prin care au fost e, chemați în această credință, în această nouă credință. Au ieșit din vechea lor credință prin instrumentul lui Dumnezeu, dar au înghețat în noua lor credință, la fel cum sunt înghețați cei dintre care veneau. A murit din nou. A, a rămas în forma aceea spune el mai departe, și după aceea de, de exemplu, zice, ei refuză să meargă mai departe de unde i-a lăsat instrumentul lui Dumnezeu. luterani spune el, nu pot să fie convinși cu niciun timp, nu pot să fie târâși sau trași dincolo de ceea ce Luter a văzut. Ei nu pot să fie duși dincolo de lucrul acesta. Criteriul lor nu este ce zice Dumnezeu, ci ce a spus Luther despre lucrul acesta. Noi chiar am avut o slujbă aici în care ni s-a spus, când cercetezi Scriptura, nu te arunca repede să vezi ce a zis Luther, ce a zis Cotea. Nu. Primul lucru, tu stai în prezența Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care îți va descoperi ție, sufletului tău, ce citești și ce vezi. Descoperirea aceasta. Sigur că uh, poți să faci această comparație, colaborare, reflectare asupra diverselor uh, vederi în ce privește cuvântul acesta, dar... Domnul s-a angajat că Duhul Sfânt te va conduce pe tine personal în înțelegerea adevărului. Luteranii nu pot să fie duși dincolo de, unde, de locul în care a văzut Luter. Orice parte a voinței lui Dumnezeu care a fost descoperită lui Calvin... Eu resping mai degrabă, vor muri decât să îmbrățișeze așa ceva, pentru că e calvin, nu e Luther, și atunci este calvin și noi suntem cu, cu Luther. Uh, 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 Continuă el, calviniștii, la rândul lor, uh, după cum vedeți, uh, se țin tare de locul și de ceea ce le-a fost lăsat de omului Dumnezeu, care, la rândul lui, a fost omului Dumnezeu. Nu a văzut toate lucrurile. Aceasta este o mizerie o suferință care ar trebui adânc de plânsă. E un citat luat din cartea His Waiting Bride de Parkins. Dragii mei, lucrul acesta nu este o pagină de istorie, ci este o experiență prezentă. În ce măsură cineva dintre noi este dispus să privească spre orizont? Orizontul nostru este Hristos. Mulțumim lui Dumnezeu pentru lumina care ne-a scos din întuneric, dar urmând Lumina înseamnă a călca pe urmele Domnului nostru Isus Hristos, așa cum ne va spune Pavel. Să ascultăm cuvintele lui 1 cu 11:1. Călcați pe urmele mele, pentru eu calc pe urmele lui Hristos. Mulți oameni au înțeles că călcați pe urmele lui Pavel. Pavel este și de aceea au numit ei teologie paulină și așa mai departe. Eu sunt cu Pavel, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Cutariu eu țin cu Luther, cu Calvin și așa mai departe. Și Pavel are o întrebare, zice, Pavel a fost răstignit pentru voi? Adică voi urmați un om, are fani omul acesta, urmați pe omul acesta, dar întrebarea mea este, spune Pavel, Poate omul acesta, Pavel, să vă dea mântuirea vouă? A adus omul acesta, Pavel, jerfa aceea care salvează sufletul vostru? Ce, ce lumină este în faptul că eu sunt al Pavel, eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Petru, noi suntem cu Sigur că ne-am născut în diverse denominațiuni, credințe, crezuri și așa mai departe. Dar lumina lumii rămâne Domnul nostru Isus Hristos. Și omului Dumnezeu, indiferent în ce denominație va fi el, va punta întotdeauna către Domnul Hristos. Prorocii, toți prorocii au vorbit despre el, scripturile vorbesc despre el, natura vorbește despre el, toate lucrurile, absolut toate lucrurile vorbesc despre el. Omul Dumnezeu va face această lucrare. Și lucrarea aceasta devine de o așa importanță încât, la un moment dat, omului Dumnezeu trebuie să reziste ispitei de a nu deveni cumva steaua călăuzitoare a altei ființe omenești. Mi se cere să roagă -te pentru mine. Am o listă lungă, zilnic, noapte, zi, primesc astfel de apeluri, sunt situații grozave. nu îi scriu cuiva, mă rog pentru tine. Nu. Aceasta se aplică doar Domnului Hristos. Mă rog, împreună cu tine, la Dumnezeu, împreună cu tine, alături de tine. Să nu, nu vreau să înțeleagă nimeni vreodată, începând cu copiii mei sau cu indiferent cine este în jurul meu, nu aș vrea niciodată să fiu atât de vizibil încât cineva să nu vadă Lumina, din cauză că, așa cum mi-a spus Diogene, dă-te la o parte din Soarele meu, că Macedonul stătea. Alexandru în fața lui și Diogenie a spus, dă-te la o parte din soarele meu. Acest lucru ar trebui să trezească inima noastră în fața oricărei predici care miroase a om, din care lipsește sângele stropirii, care de fapt este jertfa lui Cain, deghizată, frumos, oratoric sau sistematic sau așa mai departe. Chiar am primit un material zilele trecute și vă mărturiseam că am trimis înapoi o întrebare, lipsea prezența și numele Domnului din acest material. Și am zis, uite, Maria a avut o întrebare, au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus, lipsește din acest articol, lipsește din această biserică, lipsește de la acest ambon, lipsește din această cântare, lipsește din această predică, este lipsă. Sufletul meu ar trebui să simtă imediat lipsa aceasta. Duhul lui Dumnezeu care a fost așezat în noi a creat un simț al prezenței lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu este absent și omul umple peisajul și uh, sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă. Totul e despre eu, totul este, omul este în centru uh, predării aceștia. Sufletul acela în care Duhul Sfânt a născut simțul prezenței lui Dumnezeu va simți imediat că lipsește. Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. De asta am venit la Ierusalim. E lume mult aici, într-adevăr, se fac tot felul de lucruri ce nu s-a pomenit, dar am vrea să vedem pe Iisus. Uite aici, galeria apostolilor, să trăiască, să fie sănătoși, am vrea să vedem pe Iisus. A fost întotdeauna primejdea omului Dumnezeu. Fapte 3 cu 9 ne descrie una din minunile spectaculoase care s-au petrecut cu apostolii. S-ar fi putut spune, dacă vorbim de cesaționism, păi haide să încetăm la Isus atunci. Nu are rost să trecem mai departe de Isus că doar el este Isus, altul nu mai este. Însă uitați-vă, prin mâinile apostolilor continuă să se facă minuni. Și Mântuitorul spune împotriva acestor oameni care zic că a încetat darul acolo, sau a oprit acolo. El spune, zice, "Nu, nu, n-a încetat acolo. Veți face lucruri și mai mari decât acestea. Eu mă duc la Tatăl, voi cere pentru voi, Putere de sus pentru această lucrare, deschide un orizont permanent. Și la poarta frumoasă se petrece acea minune cu logul acela care era acolo, dar niciodată răul și diavolul nu vor opri rezistența și împotrivirea la lucrarea lui Dumnezeu. N-au putut să împiedice minunea aceasta extraordinară, vindecarea ologului de la poarta frumoasă, dar vor să întoarcă minunea aceasta într-o direcție catastrofală, dezastroasă. Și lupta diavolului este să nu privim la Dumnezeu. De asta, predicatorul ajunge să se predea pe sine, Biserica se predea pe sine, oamenilor și așa mai departe, ca să nu fie văzut Dumnezeu. În momentul când s-a petrecut această minune, imediat a urmat atacul demonic și scrie Scriptura că oamenii care erau în jurul lor, când au văzut pe omul ăsta care se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul, în versetul 11, capitolul 3, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. A alergat la ei, tot norodul Petru a observat. Deci vor să mute atenția de la Dumnezeu și de la Mântuitorul, vor să o mute la noi. Și vor să ne dea nouă acest fel de omagiu, cum i-au adus cunun lui Pavel și lui Barnaba și pe unul numea Jupiter, pe unul numea Mercur sau Zeus. Nu? Uh, și au adus cunun și Taur să aducă jertfe și au sfârșit hainele și a spus nu faceți această fără de lege, nu, nu faceți lucrul acesta. Totdeauna va fi ispita aceasta. Este așa de, de short notice, cum să zic, este, pe, pe scurt, pe, așa de pe nepregătite lovește pe omul lui Dumnezeu. Cât de ușor se mută reflectorul de la Dumnezeu la om. Este, este de neimaginat. Și ați observat și în cazul lui Corneliu, repede s-a aruncat cu fața la pământ, e Petru, Petru, stai, 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 ridică-te și eu sunt om, nu e vorba despre mine, e vorba despre el. Și i-a întors ochii imediat. Către Dumnezeu, când a văzut Petru că se întâmplă nenorocirea aceasta, a luat cuvântul și a zis norodului: Bărbați zdraviți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii ținte la noi ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia, prin nevlavia noastră, am fi făcut pe omul acesta să umble? Ce vă uitați la noi, fraților? Nu, nu e vorba de noi. Iată numele prin care a fost vindecat omul acesta și a întors toată puterea acelei minuni, reflectorul acesta luminând lumina care a căzut pe chipul lui Isus. Și omenirea a plecat cu Mântuitorul în suflet, nu cu Sfântul Petru și cu Sfântul Ioan, ci așa cum sublinea el în predica lui, știți ce a spus Moise, că Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri un proroc ca mine de el, să ascultați în tot ce vă va spune. Același lucru s-a petrecut întotdeauna cu omului Dumnezeu. Când a apărut Iosif în fața faraonului să-i dezlege visul lui pe care l-a avut, acesta, păgân fiind, și cum și astăzi avem un creștinism păgân care se strânge în jurul unor, în jurul omului sau idei acestea, imediat faraonul a făcut acest lucru. Am aflat că tu tălmăcești un vis îndată dată ce l-ai auzit. Uau, wow, ce asta? Am aflat lucrul acesta. Imediat Iosif a observat capcana și răspunde pe loc, versetul 16, Genesa 41. Nu eu, nu eu, nu eu, nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Vă amintiți de cuvintele lui Daniel? Dar este în cerul un Dumnezeu care va descoperi tainele, spune el, capitolul 2 din Daniel, versetul 28. Nu te uita la Daniel. Daniel este un băiat, un om care este aici sau în vârstă sau mai tânăr, dar este un simplu om ca tine și ca mine. Este în cerul un Dumnezeu care nu e ca mine și ca tine. El este acela care îți descopere tainele, vreau să fii credincios lui Dumnezeu. Și versetul 30 face și mai clar. Însă dacă mi s-a descoperit așa taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înțelepciune mai mare decât a tuturor celor vicii pentru ca să se dea împăratului tălcuirea ei și să afli ce îți dorește inima. Ți-a auzit Dumnezeu rugăciunea. A mutat atenția imediat către Dumnezeu. Iubiții mei! Orice fel de biserică, orice fel de om, orice fel de credință este confruntată cu această ispită. Părinți, ca părinți, noi în familie avem, suntem în primej de aceasta și ajungem să, să guvernăm familia sau să conducem cu omul în centru, așa am zis eu, așa cer eu, așa facem noi sau aici copilul trebuie orientat spre o autoritate mai înaltă decât cea a Tatălui sau a Mamei. Și noi suntem ca și tine, copile. Avem un Tată în cerul și Tu ai un Tată în cerul. îndreaptă-ți atenția acolo. După cum a spus pastorul Robinson, să nu mă urmați mai mult decât am urmat eu pe Hristos. Și Pavel a spus ce am făcut eu, faceți și voi, călcați pe urmele lui Hristos. Tot la fel trebuie să se întâmple și cu o biserică. Ea, chemând oamenii, trebuie să le spună, nu mă a ascultat și nu deveni ca mine, mai mult decât eu am ascultat și am devenit asemenea lui Hristos. Dacă mă vezi că m-am depărtat de căile lui Hristos, depărtează-te de, de mine, cum s-a depărtat Abraham de Lot, s-a despărțit unul la dreapta, unul la stânga, dacă mă vezi că m-am depărtat de calea lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute ca întotdeauna El să fie și să rămână steaua polară a navigării noastre pe pământul acesta. Și dacă este cineva care poate spune, repetă după mine, acesta este cel care i-a spus lui Petru, și ție și mie, tu vină după mine. Aceasta este rugăciunea noastră, Tată prea iubit, Așa cum ne-ai dat cuvântul tău să ne dai putere să-l împlinim și tu să rămâi steaua polară, orientarea, centrul orientării sufletului nostru toată viața noastră. Să ne îndreptăm ca acul magnetic spre pol, ca busola arăt în nordul, totdeauna spre tine, Doamne Iisuse, și să îndreptăm atenția și sufletul celui care te caută către singurul Dumnezeu adevărat și către Iisus pe care L-a trimis Tu. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin.